Pentru întâi este un eveniment deosebit pentru comuna noastră. Nu știu dacă multă lume știe, la noi aici în Dobrogea, sau cel puțin în comuna Mircea Văd, avem cimitirul internațional Mircea cel Bătrân. Este unic în felul lui, pentru că în acest cimitir sunt aproximativ 8.000 și ceva de eroi căzuți în primul război mondial. Și este unic prin faptul că aduce la oaltă și aliați și inamici. Deci sunt eroi de o parte și de alta ale baricadei. Iar pentru acest sfârșit de an, pentru 1 decembrie, după cum se știe că este centenarul Marii Uniri, am pregătit și noi, așa cum se cuvine, un eveniment care să vină, să omageze oarecum recunoștința, cinstea și respectul față de înaintașii noștri. Și începând cu ora 9, se va da onorul militar, se vor depune coroane, se vor rosti alocuțiuni, poezii istorice, patriotice. Iar începând cu ora 10, la Căminul Cultural din Mircea Vâdă, vom avea un spectacol dedicat acestei sărbători, care va debuta cu intonarea imnului național de către o soprană. Spectacolul va continua cu cântece patriotice și dansuri populare cu copiii de la corul școlar și ansamblu de dansuri Valea Dobrogei, aparținând la comunii Mircea Vodă. Toate acestea vor fi oarecum însoțite sau asezonate de un pahar de vin și o sărmăluță. Să vă zic așa cu mândrie că am reușit pentru acest centenar, am reușit să realizăm o monografie a localității intitulată Comuna Mircea Vădă, 100 de ani de la Marea Unire. Și acolo, printre toate evenimentele și parcursul istoric al localității, am reușit să luăm interviuri sau să culegem câteva informații cum a evoluat comuna și cum erau vremurile pe atunci și cum s-a ajuns până în ziua de astăzi, a patru persoane care sunt centenarii comunei noastre, cu vârste cuprinse între 92 și 98 de ani. Că avem și persoane pe linie de necunoscute. Necunoscute, da. Exact, da. Ce unde avem în funcție de ce regiment, unde a făcut parte, după nume ne dăm seama de naționalitatea lor. Cele patru afeturi de turn care le avem de parte, două pe partea stângă, două pe partea dreaptă, se văd foarte clar că sunt din al doilea război mondial, nu știu de cum din primul. Cu ocazia centenarului, urăm la mulți ani tuturor locuitorilor comunei Mircea Vădă și sperăm să fim împreună alături să fim împreună la acest frumos eveniment, astfel încât să dăm un plus de valoare și de respect și recunoștință pentru înaintașii noștri, că fără sacrificiul lor, noi nu eram astăzi aici.